Spitalul de urgență pentru copii din Galați și-a cinstit astăzi ocrotitorii pe sfinții mucenici doctor fără de arginți, Chir și Ioan. Împreună cu pacienții și cadrele medicale s-a aflat cu această ocazie în al preasfințitul părinte arhiepiscop Casian. În ziua de cinstire a sfinților doctori fără de arginți, Chir și Ioan, un sobor de preoți a oficiat Sfânta Liturghie în biserica din curtea Spitalului de Urgență pentru Copii din Galați. În continuare, în prezența cadrelor medicale, a autorităților locale și a numeroși credincioși, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit o slujbă de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu și un parastas pentru toți fondatorii, ostenitorii, binefăcătorii și angajații Spitalului de Copii din Galați, trecuți la cele veșnice. I-a mulțumit lui Dumnezeu astăzi într-o zi specială pentru clinica universitară Sfinții Doctori fără de plată Chir și Ioan din municipiul Galați, Spitalul nostru de copii, Sfântul Ioan, cum este mai bine cunoscut, pentru o cooperare de excepție a personalului medical și de îngrijire din acest spital, cu preotul nostru de caritate și cu alți preoți care sunt de față din diferite instituții de caritate din municipiu, care au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu personalul medical și cu credincioși din oraș. Această cooperare de excepție între slujirea sufletească și slujirea pentru sănătatea trupească nu este decât o continuitate a slujirii dintotdeauna a credinciosului, a omului în momente de încercare și de boli, cum sunt și cele de acum. Sperăm că în curând, în această clinică universitară, se va contura o secție de oncologie prin cooperare cu Mitropolia din Germania, cu un alt preasfințitul Mitropolit Serafim și cu medici din Germania și din România. Ne bucurăm că și anul acesta, în anul 2019, ne-am adunat în Casa Domnului, în Biserica Sfinții Chir și Ioan, din incinta Spitalului de Copii Sfântul Ioan Galați, unde am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, am săvârșit Taina Sfântului Maslu. Într-un cuvânt, am adus ajutor duhovnicesc copiilor care sunt internați în acest spital. La eveniment au participat și studenți de la Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați, care în perioada studiilor fac practică în această instituție medicală. Spitalul pentru copii din Galați este unul din cele 6 spitale clinice și de urgență pentru copii din România. Dumnezeu ne-a dat prilejul de a sărbători și astăzi patronii Spitalului de Copii, Sfinții Doctori fără de arginți, Chir și Ioan. Suntem foarte bucuroși de faptul că în prezenția sa, dr. Casian Crăciun, arhiepiscopul Dunării de Jos, ne-a acordat încă o dată binecuvântarea în prezenției sale și în plină sezon de gripă și de epidemie de gripă, fără prezența copiilor care nu pot participa, trupește, dar sufletește, sunt sigur, suntem bucuroși că putem să prăznim încă o dată pe cei doi sfinți ocrotitori al acestui spital. Îi mulțumim Dumnezeu și mulțumim în alt prezenției sale și tuturor colegilor că suntem sănătoși, că ne-a ferit Dumnezeu de gripă, primul rând. Între Spitalul de Copii și Biserica Închinată Sfinților Chir și Ioan există o împreună lucrare. Ambele instituții au ca și chemare vindecare atât trupească cât și sufletească a micilor pacienți. Acesta este motivul pentru care astăzi ne-am adunat împreună, o parte în spital, o parte în capelă, să cerem sprijinul Sfinților Chir și Ioan, pentru ca Hristos să-și pogoare prin mâinile noastre harul de viață dătător și să vindecăm cu mâinile pacienții, iar cu vorba sufletul. Întrucât în această perioadă în țara noastră a fost declarată epidemie de gripă, copiii internați în această instituție spitalicească nu au putut participa la slujbă, însă, atât pentru ei cât și pentru ceilalți credincioși, au fost pregătite 400 de pachete cu alimente și alte daruri.